binecuvântăm. Să te mulțumim de bunătățile tale, o Tată din ceruri. Copiii tăi au venit în locul acesta să laude, să mărească bunătatea în numele tău. Când norul de noapte ne-ai odihnit Duhul și trupul, ne-ai ridicat din așternutul picioarelor și ne-ai adus în locul acesta. Dar sunt atâția bolnavi, Tată din ceruri, care poate nu-ți mai pot mulțumi. Poate nu poți să-ți aducă laudă în starea în care sunt. Poate sunt mulți paralizat, poate sunt mulți operați, poate sunt mulți în stare de păcat, dar te rugăm să ai milă. Te rugăm, Tată din ceruri, ai milă de cel slab, ai milă de cel păcător, ai milă de vecinii acestui loc, ai milă de țara noastră, ai milă de țările care sunt în jur. Tată din ceruri, ai milă de poporul tău Israel, care sunt încolțiți în toate părțile, fii scutul, fii adăpostul lor, fii puterea lor. Tată din ceruri, te rog pentru Republica Ucraina, acolo unde sunt războaie, acolo poate nu este sărbătoare, acolo este vărsare de sânge, acolo sunt frații noștri, copiii tăi. Te rog, îndură-te de părinții care își pierd copiii, copiii care își pierd părinții. Păi, Tată din cer, să fie pace! Amin. Îți mulțumim că în țară la noi mai este pace! Mulțumim. Dar te rugăm, fă ca noi înșine să fim în pace! Amin. Te rugăm, dacă vezi că în viața noastră este război, este ură, este dezbinare, este lucruri care nu poate locui în Duhul tău, te rugăm, îndepărtează de la noi. Dar mai întâi curățește buzele noastre, curățește mintea noastră și fă ca prin Duhul tău toate sfaturile tale din ziua de astăzi să fie spre salvarea noastră, spre mântuire. Te mai rog, Tată din ceruri, pentru cei care i-ai rânduit să împartă din mesajele tale, unge-i tu mintea lor cu Duhul tău cel sfânt. Iar nouă, spală-ne cugetul cu sângele Mântuitorului, ca să putem primi cuvinte de viață. Îți mulțumim că ne-ai chemat la împărăția dragostei Fiului tău. Sunt așa de mulțumit de alegerea care ne-ai făcut-o. Te rugăm, uită-te dacă suntem pe o cale greșită, întoarce-ne pe calea veșniciei și noi îți vom mulțumi, Tată, împreună cu familiile noastre. Dar ar vrea să te laud, ar vrea să te măresc și să te rog, ai milă de sufletul acesta, Maria, care trece prin atâtea încercări. Tu știi de ce e așa. Poate ai lăsat-o să-i încerci credința. Poate vrei să o pedepsești. Facă-se voia ta. Dar aș vrea ea să mărturisească că toate au fost premărirea numelui tău. Îți mulțumesc. Te slăbesc. Aleluia. Amin.